Reprezentanții administrației publice locale din Ghiroda anunță semnarea contractului de furnizare a materialelor sportive pentru școlile din comună. Vorbim despre Școala Gimnazială Ghiroda și Școala Primară Germa Taviei. Aceste unități de învățământ vor beneficia de echipamente precum spaliere, bancă de gimnastică, ladă de gimnastică, trambulină și masă de tenis. Totodată, elevii acestor școli vor avea parte de diverse echipamente sportive pentru activități de gimnastică și atletism, cum ar fi saltele, cronometre și jaloane, precum și materiale pentru sporturi de echipă, inclusiv fotbal, basket, volei și handbal. Durata contractului este de 25 de zile, începând cu data de 16 iulie și până pe 9 august. Contractul face parte dintr-un proiect mai amplu, intitulat Dotarea unităților de învățământ din Comuna Ghiroda, județul Timiș, care a fost depus pe 9 mai 2023 prin Planul Național de Redresare și reziliență. Valoarea totală a proiectului este de peste 1.400.000 de lei și include dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale pentru unitățile de învățământ preuniversitar și unitățile conexe din comună.